și domnilor, el este Jean de Avril la Neața. Hai pe canapea, prietene, pentru bătrânul din regie, așa se îmbracă tineret. Salut! Hello. Bine ai venit la noi, ia un loc, merge ăla, ia un loc. Doamnelor și domnilor, avem în față genul Prodigy, de mic, cântă la tobe, la clapă, la chitară, la bas, la voce, arce cu navă, modele. Vorba unei tute de la televizor, citează din Marchizul de Șade. Nu, mă, asta e gluma mea și nu înțelege nimeni. Felicitări, sună foarte bine, ai aura ta. Mulțumesc. Ca orice student la arhitectură ești în lumea ta, nu? În citadela ta, în, nu? Nu vă faceți lumea voastră acolo? Ba da, chiar am văzut de la arhitectură, toți oamenii sunt altfel. Ai văzut că sunt în... Am văzut, ceilalți mi-au spus, noi acolo în școala noastră, noi citadela să vedem în momentul în care se întâlnesc cu un inginer bun, care le explică în doi timp și trei mișcări că sunt la arhitectură pentru că sunt niște pictori, că nu le-a plăcut matematica. Am asistat la niște discuții între ingineri și arhitecți, e ceva... Nu se fabulos. Suportă. Nu se suportă. Deși nu pot trăi unul fără altul. Da, da, da. Unul nu știe să calculeze volumul unui con și celălalt nu știe să-și calculeze pensia. Adică sunt acolo. Felicitări, sună foarte bine, deși ești mai rocker tu de profesie. Mie mi s-a dus că trebuie Snow Patrol așa un pic și atitudinea și clipul și așa bine arată, îmi place. Mă bucur. Te, vedeți? Eu zic, el zice, da, mă bucur. Să vină a bătrână, a bătrână, te rog, ia un loc. Este adevărat că ați cunoscut, l-ați cunoscut pe domnul Jean Gavril. Wow! Ea este... Wow, ea este... Wow, wow, da, deci era atât când l-am cunoscut, atât de mic era. Mamă, începem cu porcăriile astea. Și nu mai, deci eu nu, wow, nu vreau să zic că nu mai știu dacă este el sau nu, nu mai știu dacă nu-l mai recunosc. Erai în Rusilia? Nu, eram colegi la chitară. Da, am făcut chitară cu același profesor, am învățat. Și nu erai îndrăgostit de ea? Ea era mai mare ca mine. Și, deci, și de-aia zic. Bine, o să... O să zic acum. Stai liniștit că noi vrem să demonstrăm că era tare urâțică atunci când era mică. Nu. Eram foarte simpatică. Eram doar niște copii, atâta tot. Au trecut foarte mulți ani. Ia, uite, am cântat și în ansamblu. Frate, voi n-aveți vârsta pentru amintiri. Deci la 20 și un pic nu ai ce să-ți amintești. Dar el era foarte mic și nu-l mai recunosc. Uite câți ani au trecut. Da, și ar trebui să mă simt prost că acum m-am pus între alții. Frate, de azi dimineață țin așa. Ori nimeresc acolo, ori nimeresc aici. Vă mai găsiți multe iubiri și crash-uri de-astea din tinerețe? Că vine să-l iau pe buberul de mănuntă și să plec pe câmpii. Jean Gavril, de găsit pe Facebook. Da, pe pagina mea de artist Jean Gavril. Da. Și puteți verifica... E o colecție de poezie acolo, de texte scrise de mine. Invitațiile la concert sunt dator tuturor oamenilor. Am o trupă interesantă, niște instrumentiști foarte buni. O să merg mai mult pe partea asta de live. O să cânt compoziții proprii, pe lângă tot ce lansez și pentru radio. Am un proiect destul de mare în cap și amplu. Înțelegi? Copii fără copilărie. Mai scrie și poezii. Tudore, fără poezie, viața e pustiu. Din Secretul lui Bacchus. Mulțumim tare mult, Jean Gavril, de găsit pe Facebook. Acolo prindeți mai multe informații despre lumea lui și castelul pe care și-l construiește. Încă o dată felicitări. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața. Niște discuții care m-au scandalizat, vorba poetă.